cum mă plimbam eu pe aici, bă, pe unul, bă, ăsta-i Cătălin, ia să vedem. Asta-l oprim. Cătăline! Oh, Cătălin! Cătăline, ce faci, frate? Salut, prieten! Salut, hai urcă sus! Da, ia mă și pe mine, că am rămas în pană! Pană de idei! Ești okay. Da, am rămas în pană de idei! Unde mergem, acasă, la tine? De când nu te-am mai văzut! Da? Am îmbătrânit! De când nu l-am mai văzut! Uite, l-am... Îmbătrânit, mamă, nu știu cum te-a recunoscut așa imediat dintre toți ăștia de aici, tu ești altfel! Că, în rest, sunt toți asemănători! Adevărat! Știi? M-a recunoscut lumea pe aici, unul papi pe acolo, unul nu știu care... Știi? Uite și la strehaia. Da, îmi plac fetele astea drăguțe, uite. Da, da, puși tu aici. Fetele, da. Hai să iau o pauză și facem filmări pe acolo, vedem ce vorbim. Da, da? Ești obosit? Nu, de rând. Vii de la muncă? Nu, că n-am luat nimic. Tu mi-ai furat meseria cu fiare, cu astea? Da, frate, n-ai așa da. Ceva. Ia să-ți... Fără, fier vechi, baterii uzate, frigidere, aragaze. Și se aude afară? Da. Băi, ești nebun. Mi-ai dat idee să fac și eu așa. Bravo. Așa, am vândut și eu, am crezut că mi-e fără meseria. Tu ești pe Strehaia, sunt pe București. Da. Pare rău. Hai, să-l lăsa să conducă, să concentreze. Să-mi văd și eu drumul spre tine. Bine, am ajuns la fratele meu, Cătălin, de la Strehaia. Salutare, prieten, bine v-am găsit. Ce telefon ai, Cristi, cu ce filmezi? Ce crezi că e? Pro Max 13. 13 Pro Max? iPhone, da. Da, e foarte bun, se vede foarte bine. Da? Da, prieten, suntem la Strehaia. Eu prea te văd bine. Mă văd puțin cam nu mă, palid. Nu te văd bine. Cine ați aici? La Coteț? Cine ați aici? Și nu mai e nimica, nici o găină? Cum mă torc eu ăsta invers acum? Trebuie să pui pauză, nu e ca la Samsung. Cum pun pauză? Deci nu merge ca la al tău Samsung. Avantaje și dezavantaje. Hai, prezine și mie, chiar la Coteț, mă rog, ăștia... De aici a mâncat pintea găinile alea mari? Da. Frumoase? Și aici ce, erau porci? Uite, mamă, tare asta. Dar nu l-ați mai folosit, cred că... Nu. Și ce faceți aici? Faceți... Hai să-ți arăt aici punem curcelușii. Ah, da, cum are și patru ani acolo, da, da, da. Vezi? Aha, foarte tare. Ăsta Tomi l-a făcut. Pe bune? Da, în tinerețe. Îl muți de colo-colo, unde vrei tu, uite, cu-i curat. Da, aici avem ceaiul, tot ăsta e al nostru. Păi, ești nebun. Ceaiul, în spate, aici, iarba asta. Aha. Acum, uite aici arunca iarba Anca. Da, am văzut, uite, deschide poarta acolo. Uite, nu ne interesează. Asta ce e? Asta este casa mare. Da? Aici stătea Olga? Da, aici e casa lui Olga, cum ar veni. Da? Aici stă Tomi? Da, ce da? Tomi, mă rog. Deci știi de ce a venit, nu? Nu. O căutam pe Olga. Da? Da. Unde e Olga? Nu a venit? Am înțeles. Nu a venit. Uite ce e aici, BMW, garaj. O, uite. Deci aici e la tine, la service, da? Da, ăsta e service. Dacă eu am probleme cu mașina, vine la tine? Da, poți să vii aici și avem flexuri, avem... Bravo, frate. Tot ce trebuie, clipuri, aici, aici e intrarea în salon, nu? Aici este bucătăria. Hai că vreau să văd și eu, te rog, că n-am mai fost de mult. Uite, aici e bucătăria. Da. Aici am făcut live cu Leo. Da. Aici e salonul unde oaspeți. Oh, ce mișto. Chiar e mișto. Îmi place aici. Da. Avem ceva de luat pe aici, aur, ceva? Bijuterii, nu... Vrei să bei ceva? Să beau? Uh-huh. Ce e de băut? Ce, să nu știu că e alcool? Alcool. Ia, ce alcool ai? Sucuri? Ia să vedem. Sucuri? Da, de ce? A, nu, dacă aveai suc ceva. Deci îți iau vechea română de asta, vrei? Nu beau, nu beau, mersi. Nu bei? Nu, și oricum te să plec la București. Eu oricum nu beau, nu sunt cu băutură, dar arată bine. Nu vrei, a? Nu, nu, nu. Dar e frumos la tine aici. Mhm. Nu, toate luminile aprinse, de ce nu le stingi? Hai că le stingi. Stingele, că tu le-ai făcut pentru filmare. E ziua, da? Mamă, toate se aprind. Uite, alea de ce? Ia. Mamă, ce tare. Deci la voi funcționează asta. Da. La Leo acolo nu prea mai funcționează. Înțelegi? Hai că-mi place la tine aici, cum e. Hai să mergem la pinte acolo, să opresc camera. Că nu filmez mult așa, știi? Uite, astea îmi plac aici, icoanele astea. Chiar sunt mișto rău de tot. Mișto. Sunt de mult aici, a? Au vreo 15 ani. Da? Dar mișto, tată. E că e scoarță de copac acolo. Da, mi se pare, da, e scoarță de copac, dar nu știu de unde sunt comandate, nu mai știu. Mm-hmm. Exact. Că... ceva pe spate, dar nu mai. A, îți dai seama că nu mai le scoți. Fixate, da, fixate pentru totdeauna. Bolșuri, da. Da? A fost cutremur aici, anul trecut, parcă. Da.
Și s-a simțit rău? Da. Da? Da, s-a simțit chiar... Te-ai speriat? Dar n-am mai fost în alți ani, nu? Nu. Bine, Cătălin, mi-a părut bine. Hai că poate mai facem o filmare din altă parte. Da, vin cu cea mai mare plăcere, văzut că eu vin. Mi-ai zis să mănânci, uite, ciorbă de fasole. Ia uita și aici, prieteni. Băi, lasă-mă. E foarte bun, am mâncat și azi dimineață. Da? Îți spun? Nu, mă, te rog. Hai, mă. Nu, nu mănânc. Chiar nu mănânc, mersi mult de tot. Bine, da, o parcă, apă și atâta. O, palatul lui Cătălin. Și la etaj? Băi, lasă-mă. E mare de tot aici. Uite cum arată un palat țigănesc. Uite. Candelabru, nu? Da. Mamă, ce mișto. Și cine locuiește aici? Noi. Da? Hai să fac și eu. Dacă îmi dați voie, vă rog. Dacă îmi dați voie, uite, mamă. Ce tare. Eu credeam că voi n-aveți așa. E mișto, frumos, uite. Lux. Păi ești nebun, uite. Perdelele astea cred că le spălați în fiecare an. Da. Mamă, ce tare. De pas mi se pare că le-a spălat tanca. Da? Uite ce suntem printre vecini. Nu? E la noi aici? Da, e la noi aici. Da, la noi. Da, e pe balcon aici, să vezi. Fuuu, prima oară când urc aici. E o onoare să vin și la voi aici. La tine, că tu m-ai primit. Bine, casa e făcută în 2005. 2005? Da. Uite, cameră mare aici. Am terminat în 2005. Tare, tată. Uite, este aici în balcon, nu ai grijă să nu cazi. A, da. Mă duc până acolo? Nu, nu, stai liniștit. Păi nu poți să calc pe ăla? Poți să calc, dar să nu cazi, să-ți bate vântul, a? A, să nu cazi jos? Da. A, nu cazi, mă, jos. Să nu se dărâme ăsta. Nu. Se dărâme ăsta? Nu, nu se dărâme, nu se dărâme. A, lasă-mă că mie nu-mi e frică de înălțime. Ia uite ce avem aici. Asta era ceirului? Da, de ceirul. Da? Uite, alte case țigănești pe acolo. Ce e clădirea asta așa? Sala de sport. Pe bune, sala de sport? Da. La doi pași? O, de sport. Piața. Piața. Avem stadionul. Unde e stadionul? Nu se vede de aici. În stânga. Avem pompieri. Uite, avem pompieri la doi pași, dacă Doamne ferește. Au mai venit. Stai așa. Și bine mă simt pe balcon aici la Cătălin. Hai Cătăline, să mergem și ne plimbăm prin oraș. Bam, bam. Camera imensă. 4 metri înălțime? Da, 4 metri. Băi, ești nebuna ca... Nu vine să cred. Da. Pe bune. Bine, Cătăline. Mi-a părut bine, am făcut și eu un vlog cu tine. Cred că e prima oară când facem împreună, a? Da, e primul vlog împreună, prieteni. Da. Dar fără Anca. Anca nu e acasă. Îți faci griji pentru ea? Ce? Îți faci griji pentru Anca? A? Ce mai e acolo? Încă o cameră de-asta? Da, mai e o cameră. Băi, lasă-mă. Dar n-ai nici aici pată? Nu e pată? Da, uite ce e mișto. Mă, tu ai atâtea studiouri de filmat? Păi cuvânt, poți să faci în fiecare studio? Da, păi eu cum vrei tu? Inițial în 2014, în camera Steluță, acolo era studioul meu de filmare. Da? Da, acolo. Deci tare. Veneam de la școală. Deci aia e camera Steluță. Da. Și asta ce camera? Camera Cașcaval. Aaa, păi ești nebun. Acum am zis. Și deci aia e camera Steluță. Nu mi-am dat seama, știi? Eu stau în camera inimioară la patron. Da. E o inimioară acolo, știi? Da. Hai, cam atâta. Bam, bam. Iau ce frumos. Cătăline, ce mi-ai răstu aici? Hujniță. Ce? Hujniță? Hujniță? Da. Așa îi spune? Da. Ce e asta? Apă curgătoare? Ce e asta? E o apă curgătoare. Da? Nu. Care se varsă în... Se varsă în motru. Da. Motru? Da. Poți să faci baie? Dacă sau... vrei. Da? Dacă vrei, cum poți să faci baie? Ia uzi. Ai făcut vreodată? Nu. N-ai făcut, da? Uite, ai atunci iarba pe aici. Place Cristiune, le-am adus, iau-te. Da. Sălbaticie. Da, sunt că e mișto. Mi-a arătat și un teren mai în spate, acolo. Trebuie să întorc camera. Hai că te duc eu până la urmă. Vino încoa. Hai că să-ți arăt. Uite ce lucrează aici. Oamenii ăștia. Hai să te duc eu la Hujnița. Mamă, ce e aici, frate, mai verdeață, iarbă. Păi da, zici că ești... Aaa. Păi da. Ca să nu stăm pe loc, văd că și ție îți place să faci mișcare. Da. Nu? Îmi place să mă plimb așa. Eu te un far. Un far de mașină, hai să-l vindem.
Da? Să facem polișare. Da. Hop. O să fie vreo groapă pe aici. Nu, aici e un teren al cuiva. Da? Mamă, dar ce... Dar e plin de, de iarbă. Da. Poți să-ți faci și casă aici, a? Da, poți, bineînțeles. Uite, vezi asta? Ce e cu asta? Aici era un pod. Un pod de plasă sau ceva de genul. Până care acolo? Traversai, da, traversai. Dar acum s-a rupt podul. Aha. În anul în care a fost inundația, atunci, în 2005. Iar uite, asta e huznița, vezi? Huznița care se varsă în motru. Uite, dacă vrei poți să faci baie. Te ține o camera? Nu, mă, cum să fac baie? Dar multă lume face. Da, dar e rece acum, la. Uite, podul ăla, văd că l-a făcut pe ăla acolo. Da, ăla e podul care duce la gară. La gară? Unde da. E gara? Gara Strihaia? Da. E undeva în stânga pe acolo? Da, uite acolo. A, acolo e gara? De acolo pleca patroana? Da, dacă vrei poți să mergi așa, dar e iarbă. Da, n-are rost, mai dacă era potecă, știi? Da, sau... Uite, deci se, se varsă în motru, ai spus? Da. Foarte tare, mie îmi place la, la țară. Să... Hai. Aici, după tine, așa. Da, te vezi? Foarte... Ai făcut baie vreodată aici? Și pește aici. Ai făcut vreodată baie? Până amit. Hai mă, până jos. Da, odată vin și eu aici. Mie chiar îmi place. Ia să vedem dacă sunt pești. Uite că sunt, uite că sunt. Păi da, multă lume vine aici, prinde pești. Ia uite, uite și broască. Uite o broască, sunt da. Sunt și șerpi. Da? Bă, tu acum îmi spui? Da. Băi, Cătăline. Te bagi cu picioarele. Ia-te șerpele. Ia, uite, bă, frate. Ia-te cât de mic e. Bă, ai văzut toate, ești nebun că sunt cum ești. În America. Da, e poioț. Arată, arată pește, ia, uite, șerpele. Uite, uite pe cameră. Îl prindem? Nu mă, lasă, tu ai prins? Da. Lasă, hai că vine la noi ăsta. Mamă, ce mișto e, mă. Cuși de aici. Nu mă, poate te mușcă, ești nebun. Nu te frică? Nu, nu ce. Dacă bagi mâna în apă, nu te, n-are cum să te muște. Nu. Dar dacă e ești... Vietate, dar ăla ne-a văzut și a venit după noi, sau se ascunde, se ascunde după bățul ăla. Da. Ce șmecher e. Vrea ia, să ne muște. Hai să dăm cu ceva după el. Ia să dăm cu asta. Uite cu asta. Iată-i. Hai să, film, să fixez unde ne tulburat apă. Nu mai, mai vede? E pe acolo. E pe acolo. L-am și țintă? Hai, poate vine tasul și ne mănâncă. Lasă, lasă, dăm cu ceva. Nu, e tot acolo. Băgăm un baz după el? Nu, hai că ăla poate să sară, știi ce zic? Să sară din apă de acolo și te muște, dar e puiuț. Ce face dihania. E puiuț. Deci mi-a arătat și hâșnița, nu? Da. Ia, urci repede ăsta sau nu urci? Urci, a? Hai, mai mergem pe undeva sau ne întoarcem acasă? Nu mai dau uite, dar acum am obosit, bă, frate. Uite, dacă glumesc, vrei, glumesc. Uite, dacă vrei, poți să iei pe aici și poți să mergi la patroana. Prin spate, să o colegi. A, da? Și ajungi mai repede pe aici, nu? Da. Unde, până unde trebuie să mergi? Până în capătul ăla? Până în capătul ăla, poți să faci stânga. Faci stânga și tot așa, eu, prin verdeață. Da, și dreapta e cimitirul. O, n-am fost niciodată la cimitir. Nu vrea să merg. E ca aș... Bă, mi-ai dat idei. Ce? Și eu m-am gândit asta înainte, acum o săptămână. Ce? Că ar trebui să mă fac, să mă duc să fac niște TikTok-uri în cimitir. Bă, e nebun, tu știi că am făcut? Tu știi că am făcut? N-ai voie să faci. Dar am făcut, de ce n-am voie? Nu e legal. Și ce poți? Asta e ce să fac. Dar eu dansez cu morții și... Și mă distrez cu morții. Pentru că eu nu mai am încredere în vii, ca să știi. Ai auzit? Ăștia vii, îți dau pe la spate. Corect? Da. Morții, ce hai, pot mergem. Să facă? Hai să mergem, închis și filmarea. Mersi, Cătălin, pentru... Pentru drumul ăsta, că aveam nevoie să fac puține mișcare. Nu numai pe pietre, pe oraș, na, și pe, pe iarbă. Păi da, chiar mi-a plăcut și chiar îmi place zona asta. Pe bune, mișto, frumos. La țară, tată. Natură. Não?